Bacon crocant și crutoane. Pune baconul într-o tavă, pe o hârtie de copt și îl introducem la cuptor la temperatură înaltă, 250 de grade, 300 de grade, funcția grill. La un minut jumate, două, întoarcem baconul pentru a se crocantiza pe ambele părți și îl scoatem după 3 minute. Trebuie să arate cam așa, deci atenție mare să nu îl ardeți. Îl punem pe un șervețel pentru a se scurge de grăsime și acum să pregătim crutoanele. Tem din două felii de pâine cubulețe mici, cam de un centimetru pe latură. Adăugăm condimentele și puțin ulei de măsline. Amestecăm puțin pentru a se omogeniza și îl punem în tava în care anterior am pus baconul pentru a prinde și puțin gust de bacon. Introducem la cuptor și lăsăm tot așa 2-3 minute pe funcția grill. Se poate servi cu supa de prăjită.